God's law. Și termenul dat aici se referă cu siguranță la legea lui Dumnezeu. It is not just any kind of law, it is God's law, Ten Commandments. Nu este orice tip de lege, este legea lui Dumnezeu. Cele 10 porunci. Here we have two terms, we have time, zimnin, and we have law. Avem aici doi termeni, vreme și lege. And the only commandment dealing with time among the ten is number four. Și singura poruncă care are în atenția ei atât timpul, se focalizează asupra timpului, este porunca a patra. In the fourth commandment we have a special appointed time for worship. În porunca a patra avem un timp special desemnat pentru odihnă și închinare. And this is what Little Horn is trying to change. Și acesta este ceea ce cornul cel mic încearcă să schimbe. And the third, let's see, we still have a God's law here. Now the question is, under whose authority this was changed? Întrebarea se ridică sub autoritatea sau în numele autorității cui acestea se schimbă? Most of us are born and educated and raised up in a religious societies. Cam toți suntem educați, crescuți în societăți religioase. It might be Catholic environment or Orthodox environment. Poate fi contextul catolic, contextul ortodox. And I don't know, Romania is Orthodox or Catholic? Orthodox. Okay, so in both these denominations, Sunday is their worship. În ambele cazuri, ortodox sau catolic, și duminica este ziua de închinare. And I remember previously that arguments by my Catholic friends were that Sunday is changed because Bible changed it. Mi-amintesc de argumentele catolicilor care spuneau că sabatul s-a schimbat pentru că Biblia s-a schimbat. They try to indicate biblical texts and points for change from Sabbath to Sunday. Și ei căutau să-mi arată în scripturi cum s-a schimbat ziua de odihnă de la sabat la duminică. But now they are not trying to do that anymore. Dar acum ei nu mai încearcă să facă lucrul acesta deloc. At least in the Catholic environment they are very open who changed worship from Sabbath to Sunday. În context catolic ei sunt foarte deschiși, clar, să spună cine a schimbat sabatul în duminică. There is one particular book written by John O'Brien from who was professor at Notre Dame University. Iată o afirmație a unui profesor fost la care a predat la Notre Dame University, John O'Brien. And this university is the strongest Catholic university in the United States. Aceasta este una universitate catolică puternică din Statele Unite. And Notre Dame is located about 20 kilometers away from Andrews. Și Notre Dame este la 20 de kilometri de Andrews. I didn't know that. So you can save your neighbors. Ah, very interesting. That's is not this a Jesuit university? No. It's just a regular Catholic university. Yeah. Okay. Now, this professor is a Catholic priest also. Acest profesor, fost profesor, era și preot catolic. And he writes a book like a polemic between Protestants and Catholics. El scrie o carte polemică despre catolici și protestanți. He's trying to use arguments that they are very similar. Căutând să sugereze că ei sunt foarte similari prin diverse argumente. So he is using also their worship to show similarity.
Și se referă, de exemplu, la modul în care se închină și unii și alții pentru a arăta asemănările. Because Protestant churches believe that they follow only Bible and nothing else. Pentru că protestanții de multe ori pretind că îi folosesc Scriptura și numai Scriptura. Yeah, remember the famous phrase sola scriptura. Amintiți-vă de dictonul faimos sola scriptura. Which means scripture alone, nothing else, just scripture. Care semnifică doar Biblia, nimic altceva pe lângă ea. And then he asked him a question. Și apoi l-a întrebat. If you follow the Bible as you say, why do you keep Sunday? Dacă, și apoi întreabă pe protestanții el în carte, dacă urmezi Biblia, de ce ții duminica? And he says it is not God who changed Sabbath to Sunday, but the church. Pentru că nu a fost Dumnezeu cel care a schimbat sâmbăta în duminică, ci biserica. And here is the title of the book which you can maybe come to read. Acesta este titlul cărții din care de care vă zic și paginile. I will put a quote from these pages for us to read. Voi pune un citat din această carte ca să citim. We will hear from his words. Pentru ca să vedem din afirmațiile lui. This is what he says. Iată ce spune el. He says you, that means Protestants. You, adică voi protestanții, you believe that the Bible alone is a safe guide in religious matters. Voi credeți că Biblia este singura călăuză în chestiuni religioase. Also you believe that one of the fundamental duties is that of Sunday observance. De asemenea, voi credeți că o datorire fundamentală este ca să păziți duminica. But where does the Bible speak about such obligation? Dar unde se spune în Biblie despre asemenea obligație? I have found no reference of sanctifying the Sunday. N-am găsit nicio referire la a sfinți duminica. The day mentioned in the Bible is not the Sunday, the first day of the week. Ziua menționată în Biblie nu este duminica, prima zi a săptămânii. But the Saturday, the last day of the week. Ci sâmbăta, ultima zi a săptămânii. It was the church which changed the observance to the Sunday. A fost biserica cea care a schimbat păzirea duminicii. La păzirea duminicii. The word Sabbath means rest. Termenul Sabbat semnifică odihnă. And it is Saturday, the seventh day of the week. Și este ziua de sâmbătă, a șaptea zi a săptămânii. So you can see that the church today admits that they changed day of observance, not God. Și observați că Biserica Catolică își asumă că ea a fost cea care a schimbat de la sabat la duminică. And this is exactly what Bible says that little horn did. Și asta ne spune Biblia că micul cornul cel mic va face. To change the time of worship. Și anume că va schimba timpul de închinare. And then the third thing that the horn did is persecution of the saints. Și al șaptelea lucru pe care cornul cel mic îl face este că persecută pe cei sfinți. The word persecution here is the verb yebale. Termenul yebale. And it means it will shall wear out. Pentru folosit pentru persecuție este că va slăbi, va aduce, va slăbi de tot. This particular word comes from the verb bala. Și această rădăcină, bala, de unde vine verbul? It indicates continual harassment.
Înseamnă o hărțuire continuă. It is not just a one-time event. Ce nu înseamnă o acțiune singulară? It will try continually for decades and centuries to wear out the saints, physically harass them. Ci va căuta continuu pe parcursul secolilor să îi hărțuiască pe sfinți. And this is exactly what the church did in the Middle Ages. Și este exact ceea ce a făcut biserica în Evul Mediu. It exercised power to persecute any individuals who disagree with its doctrines. Și a exercitat puterea ca să persecute orice individ care nu era de acord cu doctrina ei. So this is what Little Horn will do. Și asta, cam asta este agenda Cornului cel mic. Now the Little Horn is given a limited time to operate. Biblia ne spune că Cornul cel mic va opera pentru un scurt timp. And we learn a number of days given to Little Horn. Și învățăm că i s-a dat un anumit număr de zile Cornului cel mic. And it is a time, two times, one half time. Iar expresia este o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. And here we have the word idan. Și aici avem termenul idan, which represents four seasons or one year. Și care înseamnă patru anotimpuri sau un an. Which brings total to 3.5 years. Care ne duce apoi la 3 ani și jumătate. And each year in Jewish calendar has 360 days. În calendarul iudaic, un an are 360 de zile. That will give us 1260 days. 360 de zile, 3 ani și jumătate, ne duce la 1260 de zile. Which corresponds to Revelation 12:6-14. Ceea ce ne duce de asemenea la perioada profetică pe care o găsim în Apocalipsa 12 cu 6 și 14. Because the text speaks about the same entity in both books. Textul vorbește despre aceeași entitate în ambele cărți. And in Ezekiel 4:6 and number 14:34, we use this text to indicate that one year prophetic year, one prophetic day means one year. Ezekiel 4:6 și numărul 14:34 sunt două versete pe care le folosim pentru a egaliza un an, o zi. And even in the book of Daniel, we find the reference that a prophetic day should be seen as a year. Chiar în cartea Daniel găsim indicații că o zi ar trebui să fie văzută ca o echivalentă unui an. And it is found in Daniel chapter 9. În Daniel capitolul 9. We'll talk about this chapter today a little bit later. Vom vorbi de capitolul 9 ceva mai târziu. At the beginning of the Little Horn's influence will start 538 AD. Influența Cornului cel Mic începe în 538 era noastră. This year was taken because at that year the last of the three horns were destroyed. Anul acesta a fost ales pentru că ultimul corn a fost înlăturat. And from there on, a little unlimited power, unopposed power. Și nu mai exista ceva care să împiedice ridicarea papei. And it will end 1798 when February 15 Pope Pius VI was exiled by Napoleon's general Berthier. Și se termină cei 1260 de ani în anul 1798 era noastră, atunci când Papa Pius al VI-lea a fost exilat de către generalul lui Napoleon, Berthier. From that point on, the church in Europe will have no political influence at all. Din acel punct înainte,
Biserica Romană Catolică nu a mai avut o influență puternică în Europa. Now we come to the end of the chapter and the vision, which is judgment. Acum ajungem la finalul capitolului, iar aici discutăm despre judecată. The judgment is provoked by atrocities of the little horn. Judecata este provocată de către atrocitățile cornului cel mic. And remember that Book of Daniel is all about God's people. Să ne reamintim, cartea lui Daniel este doar despre poporul lui Dumnezeu. And little horn is not some kind of gentile pagan entity. Iar cornul cel mic nu mai este acum o entitate păgână. Little horn still claims that he represents God. Cornul cel mic continuă să pretindă că ea reprezintă pe Dumnezeu, că el reprezintă pe Dumnezeu. They worship God. Că îi se închină lui Dumnezeu. They pray to God. Că se roagă lui. And they try to honor God. Și că încearcă din răsputeri să-L onoreze pe Dumnezeu. They believe they are God's people too. Și ei cred că ei sunt oamenii lui Dumnezeu de asemenea. And this is where we realize that judgment that comes, it is about God's people. Din acest motiv, noi credem că judecata vizează pe cei care cred că sunt copiii lui. We will learn in chapter 8, a little bit later, that the time will come when judgment will begin. Și în capitolul 8, învățăm că va veni un timp când judecata va începe. In this court, God resides as judge. În acest context, în acest tribunal, Dumnezeu prezidează și judecă. We have reference that books will be opened. Cărțile se deschid. That means that nothing will be hidden before God. Asta înseamnă că nimic nu este ascuns înaintea lui Dumnezeu. Because everything is written in record. Ci totul este păstrat în amănunt. And we call this investigative judgment. Și această activitate o numim judecată de cercetare. Because God's people is going to be investigated. Pentru că copiii lui Dumnezeu sunt cercetați. So this is the end of chapter 7. Așa se termină capitolul 7. We still don't know when this judgment will start. Nu știm, potrivit capitolului 7, când va începe judecata. We will find out this a little bit later. Vom afla lucrul acesta puțin mai târziu. I and think that someone chapter... that has a question. Yes, in chapter 8. Da, vom afla lucrul acesta în capitolul 8. Let me just get this screen on. Yes, we can see it. Okay. But chapter 8. Okay, let me see. I cannot see it. Well. Uite. Daniel, o întrebare, dacă se poate. Da, a zis că imediat după ce își pune slide-ul. Okay. It's going to come now. This is wrong one. Okay, I have to get this one out. Where is it now? Well, this is a mystery. Okay, let's see now. This, so here.
Can you see the screen now? Yes. Okay. Clear. All right. Let's see the questions. Întrebări. Cine are întrebări? Acum e ocazia să se adreseze. Da, aș avea eu una mai întâi. Era vorba la un moment dat, adică la un moment dat, în prima parte a cursului, am discutat despre viziunea aceasta catolică, cum că îi recunosc faptul că au schimbat ziua de odihnă și așa mai departe și n-au o problemă cu asta. Iar după aia am mers în continuare spre persecuții și așa mai departe. Am văzut în momentul de față un curent care încearcă să absolve biserica de trecutul ei. Încearcă cât mai mult să îndulcească istoria și așa mai departe. Cum putem face față și să spunem că, băi, nu e chiar așa, au fost momente groaznice în Evul Mediu, au fost momente de abuz din partea bisericii și așa mai departe. Curentul ăsta printre cine este? Clar, printre catolici, printre, adică nu știu exact, l-am văzut între tineri, între anumite viziuni, perspective și așa mai departe. Nu este o denominațiune, mă refer. I've noticed that you presented that the Catholic Church is taking responsibility that they change Sabbath to Sunday. Regarding the persecutions in the Middle Ages and on, I noticed today that there is a trend to try to make look not so bad those actions. How can we still present that what they did was wrong? And because the tendency today is do not blame at all the Catholic Church. We have to go back with the claim first of the Catholic Church about the change of Sabbath to Sunday. Să mergem puțin la pretenția că ei au schimbat. Because Catholic Church believe that they are apostolic church. Biserica catolică, ea crede că este biserica apostolică. They believe that they have roots right from the apostles in the first century AD. Și ea crede că își are rădăcinile în secolul I și își primește mandatul de la apostoli. And they try to claim that Peter was the first pope. Și pretinde că primul papă a fost Petru. But you need to know that the title pope did not exist before 10th century AD. Dar titlul acesta de papă nu a existat decât prin secolul 10 era nostru. Nobody was titled as pope before 10th century AD. Înainte de secolul 10 nimeni n-a fost etichetat cu acest termen papă. But the church, Catholic Church tried to make connection between the apostolic church and them as the real church having roots in Jesus Christ. Și dar catolicii caută să facă această conexiune cu trecutul, cu era secolului I, că ei vin de la Hristos. Now Orthodox Church also tried to show that they have roots, that they are descendants of the Apostolic Church. Și ortodoxii caută să argumenteze că ei sunt descendenți din apostoli. And every Protestant church, including Adventist church, we also try to believe that our roots go all the way back to the first apostolic church. Dar și denominațiunile protestante, inclusiv adventiștii, caută să arate că ei provin de acolo, de la apostoli. So we all have the same claim that we are descendants
of the first apostolic church. Și toți au aceeași pretenție. Now, as I said earlier, there was only one church for centuries. Pe parcursul a sute de secole, mai multor secole, a fost o singură biserică. It is like a tree, one tree, but there are many branches going out of the tree. Ca un pom, din trunchiul căruia cresc mai multe ramuri. First we have two branches, one Orthodox and one Catholic. Mai întâi au fost două ramuri, Ortodox și Catolici. That happened in the 10th century AD. S-a întâmplat în secolul 10. And then in the 16th century AD we have a Protestantism coming in with many more branches. Și în secolul 15 apare protestantismul cu mai multe ramuri. But all churches follow the same tradition. Dar toate bisericile urmăresc aceeași tradiție. Most of them except only as far as I know two Adventists and Seventh-day Baptists, all of them have the same day of worship, which is Sunday. În opinia mea, dacă știu corect, în afară de Adventiști și Baptiști de ziua a șaptea, toți au același sabat. Toți au duminica. And in the past, persecution of saints happened in all these denominations. Și în trecut, persecuția sfinților s-a întâmplat în toate aceste denominațiuni. Do you think that there was no persecution in Orthodox Church in the past? În trecut nu a fost persecuție în Biserica Ortodoxă? Do you think that there were no persecution in Protestant churches? Crezi că n-a fost persecuții și în Biserica Protestantă? If you think so, then you don't know very well church history. Dacă e cineva care crede că acestea n-au persecutat, atunci nu știe prea bine istoria bisericească. Because Martin Luther indicated very clearly that Jews need to be killed and exterminated. De exemplu, Martin Luther spune clar că evreii ar trebui exterminați. He hunted down Anabaptists in Germany and burned them at stakes. El a vânat pe anabaptiști și a ars de vii. Let me just remind you that Anabaptists Sabbath and they believed in baptism by immersion. Anabaptiștii credeau în botezul prin scufundare. What happened in England when Anglican kings persecuted other denominations who didn't believe the same? În Anglia, regii anglicani au persecutat pe alții care nu gândeau la fel. So in distant past, there persecution on many levels in many countries, in many denominations. În trecut, au fost persecuții la mai multe nivele, în mai multe țări, în mai multe denominații. So it is true in Europe, a Catholic Church was a leading agent of persecution. Este adevărat că Biserica Catolică în Europa a fost agentul care a condus, a fost campioană la Catolică. You may say that they used their influence most in political matters. Și poate că veți crede că ei au folosit influența mai mult în chestiuni de politică. Maybe much more than Protestant churches and Orthodox churches. Și la fel cu bisericile protestante și ortodoxe. But the time came to an end of persecution and all these things that Littlehorn does. Și va veni un timp în care toate persecuțiile vor înceta. And nobody wants to deny atrocities that the church did in the Middle Ages. Nimeni nu vrea ca să scuze atrocitățile pe care le-a făcut biserica în Evul Mediu. And I'm sure that all denominations who did that are not proud of what they did in the past.
Și cred că denominațiunile care au făcut treaba asta nu au fost prea fericite de ceea ce au făcut. I'm afraid to say this, but I have a very strange feeling. Mi-e teamă să zic asta, dar am un simțământ ciudat. Looking how some church members in our church act. Observând felul în care mulți membri din biserica noastră sunt. I'm afraid what they would be able to do if they would have political power. Mi-e teamă de ce ar fi capabil să facă dacă ar avea putere politică. I don't know if some of our members will be much different than what church did in the Middle Ages. Nu știu dacă ar fi vreo diferență de ceea ce a făcut biserica în Evul Mediu. Because when you are overzealous to do things for God, you can do very bad things to other people. Atunci când cineva este zelos să facă pentru Dumnezeu lucruri multe, îi riscă uneori ca să facă și foarte multe rele. When we do things for God, then we are open to do very many bad things. Când noi căutăm să facem lucruri pentru Dumnezeu, la pachet facem și multe alte lucruri rele. Just remember what Saul did, or Paul did before his conversion. Amintiți-vă de ce a făcut Pavel înainte de convertirea lui. And he did all this for the name of God. Și făcea ceea ce făcea pentru numele lui Dumnezeu. Daniel? Este o altă întrebare? Dacă nu are cineva, am eu două întrebări scurte, dacă nu. Stăteam și eu cu mâna ridicată, frate Daniel. Avem mâini ridicate. Așa. Ce, ai, luați oricum, puneți-le toți, dar nu mai pierdem timpul, spuneți. Eu vreau să întreb care este legătura dintre ceea ce a spus că judecata de cercetare a fost provocată de atrocitățile cornului mic. N-am înțeles ideea asta. Cum? Adică judecata de cercetare, adică din cauza cornului mic? Yeah, I didn't quite understand what you said about the commencement of the judgment. Did the judgment start because of the little horns atrocities? Yes. Da? We will find this also evidence of this in chapter 8. Vom găsi evidență la suport pentru asta în capitolul 8. Capitolul pe care îl vom studia. Yeah, we'll come to that. Revenim la asta. Another question, o altă întrebare. Da, vreau să zic în legătură cu cursul de ieri, la un moment dat, n-am mai putut pune întrebări, legat de perioada de încheiere a Imperiului Roman. Bine, dânsul a dat 476, se știe Imperiul Roman de apus. Dar cum interpretează faptul că Imperiul Roman, sub forma Imperiului de la răsărit, mai merge încă 1000 de ani? Yesterday, you presented 476 as the date when the Roman Empire crumbled. Now, we know that in the eastern side, the empire continued for another 1,000 years. How do you explain that? I don't understand what kind of empire continued for 1,000 years. The Eastern Empire. I mean, you have the West. In West, you have Rome. Yes, you have Byzantine. Yeah, right. Yeah, Byzantine Empire. Yeah. Well, you know, the emperor changed its capital from Rome to Constantinople. Împăratul a schimbat capitala de la Roma la Constantinopol. And Rome, which used to be covering entire Europe, crumbled into Roma, care era obișnuită să acopere toată Europa, s-a destrămat.
And even though Byzantium continued to exist for centuries, it was no longer Roman Empire. Iar Bizantul, chiar dacă a existat mai multe secole după aceea, nu a existat ca Imperiul Roman, ca Imperiul Roman, ci ca Imperiul Bizantin. It was Byzantine Empire. Da, a fost Imperiul Bizantin. Reduced only to Asia Minor and the Middle East. Care a fost redus doar la Orientul Mijlociu și apropiat. But traditional territory that belonged to Rome, which is Italy today, does not exist anymore as empire. Dar teritoriul tradițional care aparținea de Roma și de stăpânirea ei nu mai exista. Deci ca să înțeleg că Imperiul Bizantin, care totuși se desprinde din Imperiul Roman, nu face parte din visul lui Nebucadnețar. So the Byzantine Empire didn't belong, or it wasn't in view in Daniel 2 as part of the Roman Empire. No, it wasn't. And Ottoman Empire also, that lasted for 400 years, is not included in the prophecy either. Și nici Imperiul Otoman, care a dus cam 400 de secole, nu este avut în vedere în profeție. And the Ottoman Empire covered more territory, far more than Babylon and Medo-Persia. Iar Imperiul Otoman a cucerit mai mult teritoriu decât Babilonul sau Medo-Persia. Da, în regulă. Okay. Vreau să mai întreb, nu știu dacă am înțeles eu bine. Deci Alexandru Macedon preia puterea în 334 și începutul regatului Greciei este considerat în 331? The beginning of the Greece kingdom, it's 331. Yeah, that's what the beginning of the Hellenistic period. Deci la 3 ani după ce preia puterea. It means it's after 3 years after Alexander took over the power, right? Yeah, it started. Am înțeles. When he conquered a major, existing power, which is Persia. Mm-hmm. This is the end of Persian Empire, beginning of Greek Empire. Da. Deci atunci este după ce a cucerit Medo-Persia. Ok. Mai este vreo întrebare? There is another question. Aș avea și eu o întrebare scurtă, dacă se poate. Sigur. I have a short question, a quick question. Putem avea îndrăzneala de a spune că cornul cel mic are o aplicație multiplă, adică nu numai la Biserica Catolică, ci și Biserica Protestantă, când a dat pe față spiritul de persecuție, și ea a devenit cornul cel mic. E prea îndrăzneț să spunem așa. Is it accurate, and then is it too bold to claim that little horn has multiple applications? I mean, not only restricted to the Roman Church, but also apply to the Protestant Church and other denominations? We have to go back and repeat again that Little Horn began its existence before any denomination was in existence. It was Christian Church. Trebuie să mergem înapoi și să recapitulăm că biserica, că cornul cel mic și-a început activitatea într-un timp în care nu exista vreo denominație. And from this one Christian church, which became Little Horn. Și din această biserică creștină a venit cornul cel mic. The church became apostate church.
biserica a devenit o biserică apostată. But I'm not talking about every single member of the church. God had always faithful people in every generation. Dar nu vorbim aici de toți membrii bisericii, ci vorbim pentru că Dumnezeu a avut oameni credincioși în orice generație. I'm talking about leadership of Christian church. Mă refer aici la leadership, la conducerea bisericii creștine. So from this Christian church, which became Little Horn, we have many denominations coming out. Și din această biserică creștină, din care au venit multe denominațiuni, la asta ne referim prin corul cel mic. And my point was that most, if not all, of this denomination follow the same trend of the Little Horn. Și ceea ce am argumentat a fost că toate denominațiunile au urmat aceeași tipologie a cornului. They continued to worship the same day, wrong day. Ei au continuat ca să se închine în aceeași zi falsă de închinare. Established by Little Horn. Adusă la existență de către cornul cel mic. They continued persecuting other people who don't believe the same way. Și au continuat ca să persecute pe alți oameni care nu se închinau la fel. And they continue to blaspheme against Most High God. Și au continuat ca să blasfemieze pe Dumnezeu. Now, not all denominations did equally all these three things. Și nu denominațiunile nu au făcut în mod egal și proporțional aceste trei lucruri. Some denominations had higher influence in political matters. Unele denominațiuni au avut o influență puternică politică pentru anumite chestiuni. Some denominations persecuted the saints more than the others. Alte denominațiuni, mai mult ca altele, au persecutat. So we cannot equally blame them for continuing traditions of the Little Horn. Și nu putem blama pe toți în mod egal pentru modul în care au continuat tradiția expusă sau reprezentată de către cornul cel mic. So it may happen that Catholic Church dominated European territory. Și Biserica Catolică a dominat spectrul politic social aici în Europa. And they did more atrocities and persecution than any other denomination. Și a făcut mai multe și a persecutat mai mult decât toate celelalte. And this is why we use that denomination for the end of the activities of the Horn. De aceea folosesc denominație, termenul acesta, pentru activitățile cornului cel mic. Because persecution and was not so strong in other countries. Pentru că persecuția nu a fost prea puternică în anumite țări. Mulțumesc frumos. Mai este vreo întrebare? Da, să avea și eu o întrebare. Având în vedere că toate aceste aspecte s-au consumat în trecut, mă refer la schimbarea legii și persecuției, astăzi, când nu mai există persecuție în interiorul creștinismului, cel puțin oficial, mai putem să vorbim astăzi despre existența acestui corn mic sau e ceva de domeniul trecutului și cu acest lucru s-a consumat disputa? Mulțumesc! The question is this. If we identify the Little Horn and these atrocities that happened within the Christian church, persecutions, if all this happened in the past, is it sound to talk about a Little Horn today when no one is persecuting the other, at least officially, according to the statements
of his church, they do not persecute anymore their brother, Christian brothers, or in the context of ecumenism. Who is the Little Horn now? Well, Little Horn ceased to exist in 1798. Cornul cel Mic se oprește din existență în 1798. So I maybe it's wrong, a word did not exist. It existed, but it did not have any more influence to act. Poate că să nu existe, a nu exista e prea mult, dar există, dar nu mai are influență. And you can identify the same power with the book of Revelation, which speaks more about the same power, but represented as a beast. În cartea Apocalipsei apare reluată ideea și vorbește ca o și în imaginea unei fiare. And the head of one of the head of the beast was wounded. Unul din capetele fiarei care iese din mare din Apocalipsa 13 a fost rănit. And we readily identify beast with Catholic Church. Și rapid identificăm această fiară cu Biserica Romano-Catolică. But I would like to draw your attention to one detail. Dar vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect. That beast had seven heads. Acea fiară avea șapte capete. And only one head was wounded. Și numai un cap a fost rănit. So I would think that the beast would be same entity as Little Horn. Sugerez că aceeași fiara de acolo este aceeași entitate cu cornul cel mic. And only one head, which is Catholic Church, was wounded. Și doar un cap, care este Biserica Romano-Catolică, a fost rănit. But other heads were not. Celelalte capete nu. And if one head represents one denomination. Și dacă un cap reprezintă o denominațiune, then other heads might represent other denominations. Și atunci celelalte capete ar reprezenta alte denominații. They all belong to the same entity. Toate derivă din aceeași entitate. We are told that one head of the beast is going to be healed. Ni se spune că capul rănit va fi vindecat. And it will do terrible things in the end of times. Și că va face lucruri teribile la finalul timpului. So you may say that the beast or Little Horn is in a kind of dormant state now. Și am putea spune că cornul cel mic este într-o stare vegetativă acum, doarme. But the time will come when they are going to act again. Dar va veni vremea când cornul cel mic va acționa din nou. And remember, in those days, there are not going to be one denomination doing bad things to God's people. Și în acele zile nu va fi doar o singură denominațiune care va face rele împotriva copiilor lui Dumnezeu. Denominations are going to be united against God's people. Toate denominațiunile se vor uni împotriva poporului lui Dumnezeu. That also reflects that all of them belong to the same tree, which is Christian Church or Little Horn. Și să ne amintim că ele vin din același trunchi comun al creștinismului. They are going to act against God's people. Și pot acționa împotriva poporului Dumnezeu. Again, we are not talking anymore about denominations. Din nou, nu vorbesc despre denominațiuni. We're talking about people who belong to God and people who act against God. Și vorbesc despre oameni care vorbesc despre Dumnezeu și acționează pentru Dumnezeu. God will seal his people with the seal of Sabbath.
Dumnezeu va sigila poporul lui cu semnul, cu sigilul acesta, sabatul. And all the rest will receive a mark of the beast. Iar ceilalți vor primi semnul fiarei. Which is day of worship, which is Sunday. Și care înseamnă ziua de duminică. So you need to know again as pastors, then mark of the beast is not vaccine. Și bineînțeles că știți că semnul fiare nu este vaccinul. Mark of the beast is a day of worship. Ci este un semn, o zi de închinare. Okay, I think we have covered all the questions. Sper Let's have a break now. Acoperit toate întrebările. Haideți să facem o pauză. Daniel, mai era și Dani, mai era și Mircea avea o întrebare, dar poate o pune după. Da, da, da. Să nu-l uităm pe Daniel, el. O să vreau și eu să mai adresez o întrebare, dar după pauză, da? Ok. Mulțumesc. 10 minutes. Yeah, 10 minutes and there are two more questions, they told me. Okay. Okay. Okay, after the break.